Salut! Într-un videoclip anterior am vorbit despre fructificarea prea devreme a pomilor, că este un factor nociv pentru existența acestora. După cum o să vedeți în videoclipul pe care am să-l pun în comentarii, anexa, acest prunișor a rodit anul trecut, a făcut niște fructe mari și delicioase. Din păcate, el este foarte mic, are abia un metru înălțime, dezvoltare slabă, așa că s-a uscat. Deși a fost îngrijit la fel ca toți ceilalți, a intrat în fructificare mult mai rapid și s-a epuizat. Așa că sunt nevoit să-l înlătur. În locul prunului uscat, vreau să plantez un pui de vișin. Acest pui de vișin provine dintr-o ramificație de rădăcină. Observăm că are o rădăcină destul de slab dezvoltată, pentru că el, după cum se vede, a crescut din această rădăcină care a ieșit spre suprafață și aici a lăstărit. Am să tai acești lăstari, îi îndepărtăm. Am să îndepărtez și jumătate din coroana lui, să-i spunem așa, precum și toate frunzele. Le îndepărtez fără a tăia mugurele frunzii. Îndepărtăm părțile uscate, facem o tăietură curată la capetele rădăcinii. Și așa arată puietul nostru de vișin pregătit pentru plantare. Aici are o rană, o îndepărtăm și pe ea a fost produsă în momentul în care l-am scos cu hârletele. Șansele să se prindă sunt de 50%-50%. Atât doar că aceste specii de pomi sunt semi-sălbatici și au o rată de prindere foarte bună, au o rezistență foarte bună. Așa că este pregătit, mergem să-l plantăm.